găsit, stimați contribuabili. Iată, astăzi în ziua finală Europa League, nouă ne stă gândul practic la finala Cupei României de ieri și credem cu tărie că meciul de astăzi de la Basel, pe St. James Park, dintre Liverpool și Sevilla, nu se va ridica la nivelul marii finale cu decupa României dintre Dinamo și CFR Cluj. Mă rog, ar fi putut să fie și FC Baia Mare, CS Mioveni, tot mare finală ar fi fost. Cred că prestigiul Cupei României, impactul pe care aceasta l-are în rândul fanilor, în rândul telespectatorilor, în rândul sponsorilor, fac din această competiție așa un fel de magie. Deci, un meci fără egal, coreografie excepționale, un scenariu de vis, 2-0 pentru Dinamo la pauză, sigur cu 11 metri în deschidere, cu Hoțugan arbitru, și după aia penaltiuri, unde CFR Cluj s-a impus cu 5-4, câștigând a patra oară Cupa României. O seară de coșmar pentru Dinamo, care își merită soarta, evident. Poate că, cine știe, și-o fi vârât și dracu coada în toată această partidă. Dinamo, o echipă hulită, o echipă nedorită. 90% din România s-a bucurat aseară la victoria CFR-ului. Da, încă o dată spun, Dinamo poate că nu merita la capătul acestui sezon să câștige și Cupa României, deși părea în măsură la pauză să o facă. CFR-ul a reușit să revină de la 2-0. A mai făcut-o în acest sezon de câteva ori. Revăd acum într-un scurt rezumat golurile. A fost și o bară transversală a celor de la CFR, care, cum se spune în fotbal, au crezut în șansa lor și iată că mingea a intrat în poartă undeva minutul 89. Dinamo nemai reușind apoi în prelungiri mare lucru. De fapt, a avut câteva situații, a avut și o bară în prelungiri, dar Rotariu a ratat de la 11 metri, a cincea lovitura lui Dinamo. Așadar, CFR Cluj câștigă cupa. Nu știm dacă va participa în cupele europene ca urmare a acestui trofeu. Liverpool a câștigat 3 trofee, Sevilla 4, apropo de finala Europa League din această seară, deși Liverpool este mult mai titrată. O ieșire din scenă, până la urmă, în coadă de pește pentru Mircea Rednic, care sigur și-a mai lăsat un pic de marjă, declarând că nu este chiar atât de sigur că a fost ultimul său meci la Dinamo. Dar Dinamo n-a reușit până la urmă să termine nici pe podium și nici să câștige Cupa României, deși a jucat practic în București și a avut 2-0 la pauză. A ratat ocazia de a câștiga așadar a 14-a oară trofeul și nu i-au mai dedicat lui Patrick Ekeng nimic. O să se ducă o rămășiță de cupă, probabil xeroxată, în Camerun, dar nu văd de ce. Pentru că, până la urmă, Ekeng a fost și el învins în această finală de cupă. El era dinamovist, oricum nu cred să fi ținut cu CFR Cluj. Antrenorul Mircea Rednic a anunțat că plecarea sa de la echipă nu mai este o certitudine și că încă s-ar afla în negocieri cu Ionuț Negoiță. M-am văzut astăzi și mă văd și mâine cu domnul Negoiță, spune Rednic, dar asta era înaintea finalei, practic. E mai puțin important, suporterii ne-au împins de la spate, le mulțumesc și îi felicit, ei apreciază ce am făcut eu în acest sezon. Au fost declarații care n-au fost normale, sume din contract, și asta m-a deranjat. Sau că decidem după finală. Asta apar sume din contract, declarații, rumori, zvonuri, apar peste tot în lume. Când ești în centru atenției, trebuie să-ți asumi aceste lucruri. Deci aici Rednic n-are dreptate. Încă o dată susținem că Dinamo a făcut un sezon acceptabil, nu mai poate fi numit un sezon bun, pentru că n-a terminat pe podium și a pierdut finala Cupei României.
într-un an în care probabil fotbalul românesc a fost mai slab ca oricând. Vedeți și prestația Stelei și băncile tehnice. Deci este relativă situația asta cu fotbal de calitate, cu meciuri mari, cu antrenori excelenți, atât timp cât fotbalul este din ce în ce mai slab. Și aici sigur vorbim pentru noi, fotbalul nostru, este din ce în ce mai slab. Deci totul trebuie luat așa, cu o doză de derizoriu în explicație, pentru că nu mai suntem în anii în care existau fotbaliști de valoare și meciuri de calitate. N-au fost foarte multe nici sezoanele respective, dar poate că au fost câteva, în orice caz nu-i cazul acestuia. De ce nu am decis, după ce am terminat sezonul regulat, pe locul 2? În echipă sunt 4 jucători care au rămas față de perioada de pregătire din iarnă. Acum avem o echipă bună, ar fi spus Strâmbu. Potrivește mai bine Strâmbu decât Puriu. Numai că nu-i așa, în site-urile oficiale sau la televizor nu poți să spui pe șleau lucrurile astea. Le spun însă suporterii, care n-au de ce să-i spună lui Rednic Puriu, când pot să-i spună foarte bine Strâmbu. Da? Strâmbu este neoficial, dar este până la urmă apelativul care îi se potrivește de minune lui Mircea Rednic. Și eu spun că nu se va înțelege cu Negoiță. Deci eu spun că e un fâs și că Rednic nu va rămâne la Dinamo. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă Dinamo termina pe 3 și câștiga cupa, dar în fotbal întotdeauna rezultatele sunt cheia de boltă. Și a discuțiilor de dinainte, dar și a celor de după. Deci Rednic nu mai este în poziție de forță. El a terminat în genunchi sezonul, la fel ca și clubul său, care a suferit 2 înfrângeri pe final de campionat, plus decesul unui fotbalist, care sigur nu e o problemă de prestanță pentru Dinamo, că evident pe ei doare în cot de Ekeng, dar e o problemă pentru standing-ul clubului, pentru ce a mai rămas, rămășița aia de onoare, să-i spunem, pe care clubul mai prezenta la Talcioc. S-a cam dus și aia. Deci Dinamo este un club practic aproape de faliment. Insolvența asta mie nu-mi e clară. Cum a reușit Dinamo să intre în insolvență, cum a reușit să iasă. Cert este că n-are drept de joc în cupele europene, deci după mine este mai aproape de faliment. În Franța erau la Liga 4 de 2 sezoane. Bine, Rapidul n-ar mai fi existat de mult la ei. Deci astea nu sunt chestiuni cu care să te joci. Da, sunt lucruri artificiale. Dar bun, hai să spunem că la noi, noi n-avem reguli. De-aia trebuie să punem în paranteză fotbalul românesc, pentru că astea nu sunt reguli. Noi suntem încă în comuna primitivă a dezvoltării capitaliste a fotbalului. Da? Vis-a-vis de economia de piață. La noi regulile sunt arbitrare, făcute după bunul plac al unora. Când se enervează, ea schimbă regulile. Deci neprezentabilă Dinamo, echipă bunicică la nivelul a ceea ce înseamnă campionatul nostru de astăzi, dar care termină totuși cu acest triplu eșec sezonul, și este un motiv de luat în calcul atunci când te gândești ce vei face de la anul. Sigur că prestanța în prima parte și ce-a mai făcut Rednic până la intrarea în ultima linie dreaptă sunt lucruri pozitive. Am mai spus-o. Dacă Dinamo schimbă antrenorul, va da din lac în puț. Nu va avea niciun argument în plus. E adevărat. Dar totuși, încă o dată spun, și asta este definitoriu în fotbal, rezultatele sunt cele care te ghidează. Că altfel n-ar fi nicio miză. Altfel totul ar fi exclusiv la latura subiectivă. Deci fotbalul se bazează pe rezultate. În rest, sigur că se poate comenta, se pot găsi, că ăsta e și farmecul. Dacă nu s-ar putea comenta, n-ar mai fi fotbal, ar fi justiție. Să comentează, să găsesc apărători, să găsesc detractori, discută pro și contra, categoric. Dar încă o dată, rezultatele sunt singurele care legiferează. N-ai rezultate, ești zero barat. Deci în condițiile alea nu, trebuie să ții ciocul mic. În momentul de față, Dinamo are ciocul mic.
E sigur și o victorie a Stelei. Cam cum câștiga Dinamo pe vremuri, așa câștigă Steaua astăzi. Da, Dinamo câștiga pe vremuri întotdeauna. Pentru că Steaua era cea care se pârlea. Adică mergea până la un punct și apoi se pârlea. Steaua, în afară de anii 80, anii de glorie, n-a ajuns niciodată până la capăt. Deci de fiecare dată când Steaua mirlea pe undeva, era bucuria celor de la Dinamo. E bine, iată că a venit vremea să se bucure pe deplin și suporterii Stelei. A zbârcit-o Dinamo pe sfârșit de campionat, Dinamo care i-a fost superioară Stelei în acest sezon, în mod evident, a trecut de ea și în Cupa României, n-a fost bătută niciodată de Steaua în campionat, ceea ce, contrabalansând cu rezultatele din ultimul deceniu, sigur ne conduc la un sezon mai degrabă favorabil lui Dinamo. Deci asta putem să spunem. Pentru că la câte înfrângeri au suferit cu Steaua în anii trecuți, măcar sezonul ăsta să le fie lor acordat la puncte, au fost peste Steaua. Pentru că până la urmă diferența nu-i mare în campionat. Steaua, sigur, pleacă de pe culoarul non-campioanelor în preliminariile Champions League. N-are nicio șansă să figureze acolo, a fi eliminată imediat. Așa că n-are motive în plus. Pentru Steaua, locul 2 în campionat nu e o mândrie. Cum nu era nici pe Dinamo, pentru Dinamo pe vremuri. Deci, de asta spun, Dinamo a fost peste Steaua în acest campionat, în acest sezon, de fapt. Și această finală a Cupei României vorbește și ea, până la urmă, de la sine. Finala Cupei Ligii este deocamdată facultativă. Acolo faci ce vrei. Dinamo cel puțin a snobat, până la urmă, această cupă a României, n-a interesat-o absolut deloc. Au fost penaltiurile, loterie, trebuie felicitat și ei, au jucat bine, au riscat mai mult, au jucat cu două vârfuri în repriza a doua, ăla-i risc, să joci cu două vârfuri. Dacă spuneai asta în anii 80, erai dat afară din fotbal. Dinamo a rămas cu 13 cupe ale României, ultima dintre ele fiind câștigată în 2012, atunci când echipa a pus mâna pe ultimul trofeu, Supercupa României. Deci asta e Cupa României. Deci Dinamo a rămas cu 13 cupe, ultima dintre ele fiind câștigată în sezonul 2011-2012, atunci când echipa a pus mâna pe ultimul trofeu probabil, Supercupa României. Asemenea, aceasta este a 10-a finală de cupă pierdută de echipa lui Rednic. Mă rog, CFR Cluj în orice caz e la a 4-a victorie, asta e cert, că citeam ieri palmaresul. Toate sunt în era Pascani. Revine CFR Cluj un pic în actualitate, că ei sunt cu capul în găleată. Se bat la locurile 3-4 deocamdată în play-out. E adevărat, nu vor retrograda. Asta din punct de vedere sportiv, că nu știm ce se va întâmpla. Căuta investitor Pascani. Ok, dar dacă nu-i găsește... Deci nu știm ce se va întâmpla sezonul viitor. Clujul nu participă în principiu în cupele europene, chiar dacă a luat Cupa României. Au mai fost sezoane în care câștigătoarea Cupei României, pe vremea lui Ceașcă, nu participa în cupele europene, întrucât finala era programată prea târziu. Știu că s-a întâmplat asta odată. Atunci nu existau mijloacele de comunicare de astăzi, nici măcar fax nu era. Mergea doar telefonul fix și probabil că ai noștri nu erau la birou când au sunat aia de la UEFA să le spună care-i data limită pentru finala Cupei României. Aceasta s-a disputat prea târziu, după înscrierea definitivă a echipelor în competiție. Țin minte că a fost odată așa. Deci, în mod normal, așa ar trebui să fie și în sezonul viitor, dar încă o dată, pentru noi nu contează participarea în cupele europene. Asta este oricum facultativă, să spunem. Nu e important dacă te duci în cupele europene. Trofeul însă rămâne, sigur, și el cântărește greu în palmaresul unei echipe cum este CFR Cluj, echipă renăscută după ultima ploaie. Bun, luăm o pauză, ne întoarcem și o să vedem despre ce mai vorbim în actualitatea acestei zile. Edi Iordănescu se pregătește să semneze cu CSU Craiova pentru sezonul viitor, după ce a terminat pe podium cu Pandurii, da? Ce mai face tata Puiu
care sunt condițiile pentru a lua la echipa națională pe Denis Alibek, jucătorul numărul 1 din campionatul intern. Sigur, hai să spunem, la nivelul lui Nicolae Stanciu de la Steaua, unul dintre jucătorii de bază ai campionatului intern și, bineînțeles, o avanpremieră a finalei Europa League din această seară, aș spune eternul Liverpool-FC Sevilla. Revenim! Ne-am întors în direct. Craiova așadar a început negocierile cu Edi Iordănescu pentru sezonul viitor. Fiul selecționezului este la sfârșit de contract la Pandurii și nu se mai pune încă o dată problema să continue acolo, pentru că s-a săturat, pentru că Pandurii n-au condiții în perspectiva sezonului viitor. Bilanțul său acolo a fost bun, este pe cai mari pe plan intern Edi Iordănescu pentru prima dată în viața lui și sigur că înainte să fie dat afară ca un câine de la Craiova sau din altă parte, așa se va întâmpla cel mai scurt timp în sezonul viitor, deocamdată are o perioadă fericită în care pune condiții. De exemplu, scrie Gazeta Sporturilor, el a negociat cu Mihai Rotaru, patronul Craiovei, așa în linii mari, probabil au avut o discuție de 2 bani la telefon. Condițiile lui Edi Iordănescu, evident, sunt esențialmente financiare, astea deocamdată n-au străpuns. Vrea un salariu, zic eu, măcar de 10.000 de euro pe lună, probabil că aici e. Dacă îi dau banii ăștia, vine și în genunchi. De ochii lumii, sigur că el trebuie să se intereseze și de lot, că așa e oficial, trebuie să vorbești despre lucruri secundare. Și atunci a zis și el că e interesat ca CSU Craiova să nu vândă. La ce condiție asta? Tu ești antrenor, tu nu discuți. Asta la orice club din lume, după părerea mea, este o discuție idiotă. Acum e adevărat că ea n-are loc de fiecare dată, să nu ne amăgim. Nu vii tu antrenor și pui condiții de genul ăsta. Păi dar ce vrei, mă? Eu te plătesc. Da, eu te-am adus, îți dau banul, dobitocule, ca tu să joci. Dacă te dau afară, îți dau banii până la capăt. Ce condiții să pui de lot? Asta, să știți că e o tâmpenie. Ea, de fapt, nu există decât așa de ochii lumii, de vrăjeală. Sau poate în anumite situații, ce știu eu, de oameni slabi. Dar cum poți să discuți cu un președinte de club așa ceva? Dom'le, eu vreau să rămână ăla, să... Ce să astea, mă? Păi da cum, pe banii mei? Eu te plătesc, dacă nu-ți convine, du-te dracu și apucă-te de altceva. Ha? Fă-te vânzător la fast food sau stai într-un magazin de pantofi printre rânduri. Nu-ți convine? Cu ce condiții să pui? Dar ce-s jucătorii tăi ăia? Păi eu te dau afară după 6 etape. Eu l-am adus pe prostul ăsta de Edi de milă. Păi da ce, Edi Iordănescu e antrenor? L-a dat afară Gigi în timpul unui meci. Mai țineți minte? Cum Dumnezeu, dar... Nu, dar imaginați-vă, cum să pui condiții când te duci în casa cuiva? Deci ăla e șeful acolo, da? El e șeful, patronul. Cum adică vii tu și spui, păi eu vreau pe ăla, îl vreau... Ce să astea, bă, tâmpitule? Da, tu ți-ai negociat salariul, ăla te dă afară și în fotbal e ca nicăieri altundeva. Semnează Edi Iordănescu pe 2 ani. Îl dă afară după 6 etape. Dacă Edi Iordănescu e băiat deștept și are un contract bine făcut, ăla trebuie să-i plătească un an jumate de contract. O mai mult. Un an și 3/4 de contract. Și cum condiții să pui să rămână ăla, să rămână ăla? Nu-i treaba ta, mă. Tu faci cu ce ai la dispoziție. Așa, Ivan Bancu și Vătăjelu. Ăștia ar fi jucătorii pe care iar ține Edi Iordănescu, ba chiar ar fi pus condiții. Acum, până la urmă, lasă de la el cu Ivan. Dacă acesta ar fi vândut în străinătate și clubul ar obține o sumă bună. N-are ce sumă bună să obțină, că Ivan este nimeni. Îl vând pe câteva sute de mii de euro. N-au ce să obțină sumă bună pe el. Să nu plece jucătorii la Steaua. Aia, bun, asta poți să discuți, dar eu nu zic că tu în prostia ta, poate chiar așa gândesc unii.
Da, te sună un patron și îți spune chestia asta. Bă, vrei să vii la mine, tâmpitule? Îți dau 10.000 de euro pe lună sau 7.000 cât i-a propus. Acolo sigur că poți să negociezi. Bă, nu vin fără 10.000. Acolo poți să negociezi, ai altă treabă, suma de bani, dar nu jucătorii. Aia nu sunt ai tăi. Tu de-aia ești antrenor, să faci treabă sau nu cu cei pe care îi ai. Da? Că la alte case, pe dracu, nu există așa ceva. Deci nu se discută niciodată temele astea. Se discută despre bani. Banii pe care îi încasezi, care sunt clauzele, sigur și acolo poți să-ți fixezi tot felul. Restul nu-i problema ta. Tu de-aia ești antrenor. Vii să-i antrenezi pe aia pe care clubul îi are. Că după aia îți dorești niște jucători, că faci o listă, sigur, n-ai decât. Dacă ăia vor să vină, e ok. Dar astea nu sunt treburile unui antrenor. Antrenorul nu trebuie să pună condiții. Da, dar ce patronul ce este? O bucată de cârpă? Da, eu te iau pe tine și tu, dar cine ești tu, bă? Eu te plătesc, îți dau de toate, tu vii să-mi pui mie condiții. Lasă-mă, îl chem pe altul. Vine Grigoraș pe 3.000 de euro, că el nu mai reprezintă nimic în fotbal. Da, sau ce știu eu ce antrenor de ăsta. Îl iau pe Ionel Ganea. Ăla e și bodyguardul, numai antrenor. Te și apără. Te duci pe nu știu unde, prin Moldova, te iau ăia la înjurături, sare Ganea la bătaie, bate pe toți. Deci merită să-i dai 3.000 de euro pe lună. Îi dai chiar 3.500. Poftim. Deci de unde atâtea fițe să-mi păstrezi? Dar cine ești tu? Joci, bă, cu ăia pe care i-ai. Nu asta e meseria ta, dar ce la școală, profesorul, când intră în clasă, zice, păi vreau să-mi ai pe elevi, pe ăla, pe ăla, pe ăla. De unde, mă, v-ați nărăvit așa? Îi ia pe ăia pe care i-are. Exact asta trebuie să facă și antrenorul. Da? Dar ce e angajatul când se duce undeva, noi când lucrăm la un ziar sau la un radio sau la o post de televiziune? Ce eu vin să spun, vreau să cadă lumina aia așa, aia acolo, aia, da, să am pe masă, nu știu ce, pe dracu, lucrezi cu ceea ce ai la dispoziție, peste tot e așa. Și nu în orice domeniu, ești fochist, te duci la muncă, ești dulgher, te duci la muncă, astea sunt condițiile, ce să vrei altceva? Nu-ți convine, la revedere, nu muncești acolo. N-ai ce pretenții să invoci. Deci să încheiem odată cu asta. Antrenorul nu asta e miza lui și nu asta ar trebui să fie menirea lui. Să stabilească el lotul. Trai, pe aia ai găsit, fă fotbaliști din aia. Care e problema? 77% din meciurile disputate de Pandurii cu Edi Junior ăsta s-au terminat fără înfrângere pentru echipa sa. Scrie Gazeta Sporturilor și 100.000 de euro pe an a fost salariul lui Edi Iordănescu la Pandurii. Că eu văd că lumea îi spune mai mult Eduard, dar de ce? Asta e ca aia cu Florinel. Se nimeni mai spune Florinel Piersic Florinel. Se spune Florin Piersic. Păi, dar de ce dacă îl cheamă Florinel? Așa și zice, pe ăsta îl cheamă Edi Iordănescu. Deci se spune Eduard. Nu, pe el îl cheamă Edi. Edi, de la Ed. Păi, cum să-i spunem altfel atunci? Dar ce? A câștigat Liga Campionilor, de trebuie să-i spunem Eduard, nu? În curând o să-i spunem doar Iordănescu, nu? Edi, bineînțeles, Edi, ăsta este numele lui. A terminat pe locul 3 cu Pandurii Târgu Jiu și a venit cu o listă de 4-5 nume de fotbaliști. E, nu știu dacă chiar de fotbaliști. A? Știți că sunt unii pe la noi, ăștia care au făcut mecanică fină în general, petrol, gaze, chestia asta, care lucrează prin presă, sunt mulți care au chestia asta de cocalari în ei și când audă fotbalist se zbârlește așa un pic pierul, părul țepos pe ei și ei pretind că sunt două categorii, jucătorii de fotbal și fotbaliștii. Pentru ei fotbalist e altceva, că ei au trăit aici în România și au văzut multe meciuri și atunci vor să facă această distinție și Edi Iordănescu e tot din categoria asta și în general cam toți cei care practică meseria asta de antrenor în fotbalul românesc sunt cam în categoria asta, deci jucătorii de fotbal și fotbaliști. Nu, din păcate în România toți sunt o apă și un pământ, deci nu știu în ce categorie intră, dar toți sunt în aceeași, nu avem cum să-i deosebim.
Cam asta ar fi, deci, cu negocierea lui Yedi. O să mai vedem zilele viitoare. Sezonul rumorilor este de-abia la început. O să vedem care va mai fi, până la urmă, conținutul acestor discuții. Un alt subiect, spuneam, pe ordinea de zi, este cazul Alibek. Alibek, care ni s-a anunțat zilele trecute, n-ar mai fi convocat de Rigidu Tata Puiu, pentru că are niște probleme, a trebuit să se opereze la un deget. Este o situație dificilă pentru marele nostru fotbalist. Conform ProSport, Alibek a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mourinho, adică pe Șumudică, plângând. Plângând, situație în care probabil că Șumudică, cum face și în vestiarul Astrei, a încercat să-l îmbărbăteze. Fractura la mâna stângă necesită o operație pentru vindecarea completă. Când a auzit Tata Puiu, care oricum nu înghite fotbaliști de genul ăsta, el e cu șoavă, Iordănescu, nu e cu Alibek. Da? Deci el, dacă s-ar putea, ar juca cu șoavă la Euro. Numai că șoavă între timp e la pensie și nu l-a mai găsit. Ăsta e motivul pentru care șoavă nu figurează în lot. Așa, ce a dezvăluit Șumudică Mourinho ăsta de Giurgiu? Că selecționezul i-a transmis jucătorului său că nu vrea să riște o accidentare a acestuia la Euro, în condițiile în care n-ar mai putea fi înlocuit în lotul de 23 după start. Na, asta e falsă discuție, pentru că după start nici nu-ți mai trebuie înlocuitor. Păi, să zicem că joacă Alibek în meciul cu Franța, da? La ce-ți mai trebuie după aia înlocuitor? Mai ai două meciuri de jucat. Păi, nu poți cu 22 de jucători să joci două meciuri? Ce tâmpenie asta! Iarăși nu înțeleg chestiunea că nu vrea să riște. Cum adică nu vrei să riști? Dar pentru ce ești fotbalist? La campionatul european nu vrei să riști? Păi atunci unde? Pentru ce te-ai făcut fotbalist? La campionatul european, la campionatul mondial, în cupele europene, joci și dacă ai 42 de grade, mă. Joci și dacă ești mort. Deci, asta este menirea ta. Cum adică nu vreau să risc? Dă-o dracului de accidentare, joci și după aia, dacă o pățești, stai 8 luni pe tușă. Dar tu trebuie să-ți dai viața, mă, pe teren. Și pentru echipa de club, și pentru echipa națională, cum adică nu vrei să riști? Joci, tată. Da? Nu există așa ceva. E o problemă cu Alibek. Eu îl consider un copil, neavând sprijin decât în mama lui. M-a sunat și pe mine și pe Dani Coman, întrebându-ne ce să facă. Asta nu m-ar deranja. Să ajungem să discutăm despre mama lui Alibek. Multe mame au fost în centrul atenției în România în ultima vreme. De la mama lui Victor Ponta, țineți minte atunci când se plângea băiatul și el tot așa, sprijin, avea numai mamă, că doar în țară nu mai avea. Nu țineți minte? Când a venit și a plâns că de-aia a intrat în PSD, că PNL-ul nu-i dăduse nicio șansă. S-a făcut PSD-ist. I-a zis, mamei, ce să fac dacă doar ăștia cred în mine? Bun. După aia la mama lui Căcărău, da, am ajuns pe la mamele tuturor politicienilor și acum în ultima vreme am cochetat cu mama lui Ekeng, în care am văzut-o plângând, da, era chiar mama lui Ekeng aia care plângea. Iată mama lui Alibek. Bine, primele trei mame au fost toate ale lui Ion Iliescu. Atunci, la începutul perioadei noastre de tranziție, când știți că Ion Iliescu avea trei mame, ceea ce nu e normă, da? Da, e acceptabil. De acolo s-a lansat această modă cu mama lui. Whispers Mother, de exemplu. Vă spun în premieră. Alibek a fost călcat pe mână, am crezut că a fost călcat de o mașină, nu, a fost călcat pe mână de un jucător advers la un meci oficial, nu la antrenament, cum s-a scris. Se umflase. Am intrat în contact cu doi doctori, s-a stabilit că poate juca având bandaj la mână până după Euro. L-am trimis pe Denis
Asta e Ali Bek, cine nu cunoaște, nu se mai spunem așa. Denis era Denis Șerban sau Denis ăla, copilul minune. L-am trimis pe Ali Bek așadar la Pompiliu Popescu, medicul de atunci al Naționalei, recent mătrășit, și apoi am mers la un specialist, Gheorghe Popescu, mă rog, n-are nicio legătură cu pușcăriașul Gică Popescu de la Spitalul Floreasca, și s-a spus că n-are cum să rateze campionatul european. Eu aveam nevoie de el pentru titlu, dar și pentru că el era un vis pentru el să ajungă la Euro. Visul i-a fost frânt. El nu se aștepta să nu fie convocat. A tras de el și a jucat cu dureri. Domnul Iordănescu știe foarte bine ce filozofie adoptă pentru campionatul european. Am citit cu stupoare că s-a găsit un nou staff medical al Naționalei, domnul doctor respectiv știe mai bine. Spune că Ali Bek nu este apt și trebuie să se opereze, operație care l-ar scoate din calcule pentru campionatul european. Dar ce, bă, fotbalul e matematică? Din ce calcule să-l scoată? Am vorbit azi cu Denis, adică cu Ali Bek, și mi s-a spus că domnul Iordănescu i-a spus că el nu poate să riște, că dacă se întâmplă să cadă mâna. Aha, asta e interesantă chestiunea. Ia scrieți la Libertatea, la poșta redacției, că poate cădea mâna, adică puteți să vă culcați cu mâna și când vă treziți să nu mai fie lângă voi? Au mai fost unii care au întrebat așa, dar mă rog, cu un alt organ, un pic mai important decât mâna, dacă se pot trezi fără ea. Și l-a scris Libertatea, da, este posibil. E, mă gândesc că și aici, în funcție de ce doctor găsești, că nu fi Pompiliu Popescu singurul, sunt șanse, dragi prieteni, să vă culcați cu mâna sau lângă ea, sau ce știu, mâna pe ce să stea, și să vă treziți dimineața fără. Da, e posibil. Deci dacă cade mâna, a zis Iordănescu. Eu i-aș fi răspuns că nu sunt nici Oana Manea, nici Cristina Neagu, nici Cristina Vărzaru. Nu suntem la handbal, nici mama Omida. Că tot de mame vorbim, apropo, și mama Omida este mama cui? Mă rog, o spun în premieră. El s-a dus la Floreasca și i-a dat scris cu parafă că nu este absolut nicio problemă. A, dacă era umărul, cotul, da. Dar la metacarp în palmă și spui că nu se poate merge la echipa națională dacă nu te omerezi. N-are cum să se opereze, pentru că nu se poate reface așa de repede. Domnul Iordănescu spun în premieră, asta e ca la mitică Dragomir, și la mustea de premiere, tot timpul anunța numai premiere și exclusivități, a transmis azi lui Ali Bek că dacă va lipsi mai mult de 3-4 zile după operație și nu va putea alerga, să înceapă imediat. Nu va mai face parte din echipa națională. Asta mi-a spus Ali Bek, a transmis domnul Iordănescu. Dânsu zicea că poate pierde un loc, dar n-are ce să se întâmple cât timp este bandajat. Este un oscior atât. M-a sunat Ali Bek, era bulversat. Aproape plângea. Domnul Iordănescu ar trebui să se gândească și să-l ia la echipa națională. Denis n-are cum să lipsească, a declarat Șumudică. Avem o imagine aici cu Vardy, care joacă cu fractură din septembrie și va fi și la Euro. A, ați văzut? Jamie Vardy, golgheterul lui Leicester, joacă cu mâna fracturată din toamnă și totuși va fi prezent la Euro. Deci acesta este începutul foiletonului Ali Bek. Angel Iordănescu nu-l vrea la lot pe Ali Bek pentru că nu-l înghite. Este evident, Iordănescu este stelist, Ali Bek a jucat pentru Astra, n-a vrut să transfere la Steaua în mai multe rânduri, a luat titlul pentru Astra, titlul al lui și al lui Budescu. Și sigur, într-o mare măsură și al lui Șumudică. Iordănescu nu e interesat, de asta nu l-a luat nici pe Budescu, care a câștigat titlul aproape de unul singur pentru Astra, de asta nu l-a mai luat la lot, deși Budescu l-a salvat în Feroe. Nu-l ia nici pe Ali Bek să joace cu Șoavă în condițiile astea, că Șoavă va veni dacă îi plătește federația pensia pe o lună, chiar dacă turneul final de campionat european pentru România ține mult mai puțin, el vine.
Vine. Plătiți pensia, dați-i și o primă și o să vină. Ne întoarcem după o pauză. Una este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Astăzi, înainte de finala Europa League de la 21:45, meci în direct pe Pro TV și pe Dolce Sport 1, avem în seria de promovare, seria 1 din Liga 2, 3 partide care vor începe peste 2 ore, Academica Clinceni, Sport Club Bacău, Dacia Unirea Brăila, Dunărea Călăraș și Farul Rapid, meci care va fi în direct la DigiSport. Cei care produc această ligă secundă la noi, meciul se televizează și pe Dolce, care preia această transmisie. Începe așadar și se și termină astăzi în jurul orei 20, etapa 8-a din play-off-ul ligii secunde în seria 1. A 8-a etapă din 10 este deja interesantă. E bine că partidele se joacă de la aceeași oră, pentru că se pot face calculele mai ușor. Rapidul are 2 puncte avans față de Dunărea Călăraș și joacă un meci extrem de important la Constanța. Dunărea Călăraș urmând să se deplaseze la Brăila, ultima șansă a brăilenilor pentru a rămâne în cursa, măcar pentru poziția a doua. Cazul în care Brăila bate pe Călăraș cu 2 etape înainte de final, este la un singur punct de poziția a doua și evident ar putea să profite și de o eventuală înfrângere a Rapidului. Rapidul, vă reamintesc, totuși a fost bătut în 3 meciuri din 7 în acest play-off. Nu se mai descurcă chiar atât de bine. Deci partide cu interes în Liga 2, seria 1. În seria 2, în grupa de promovare, tot de la ora 18, avem o partidă care însă nu contează foarte mult în clasament. Baia Mare joacă pe teren propriu cu Mioveni. Sunt ultimele 2 clasate, echipe care nu au șanse să se bată la primele 2 poziții. Aici meciurile interesante sunt mâine, Brașovul cu Mediașul. Brașovul este ultima, nu mai are nicio șansă, dar pentru Gaz meciul este extrem de important. Și mai ales tot mâine, 19 mai, UTA Chindia, care poate să bulverseze clasamentul. Cele două echipe sunt despărțite de 2 puncte. Târgoviștea este pe cai mari în această serie. Este cea mai în formă echipă, de altfel, din cele 12 care joacă în play-off-ul ligilor secunde. Chindia, Târgoviște, 3 victorii și 2 egaluri în ultimele 5 partide, la egalitate de puncte cu liderul Gaz Metan Mediaș înaintea etapei a 8-a. Avem un telefon. Alo, bună ziua, domnule Radu, vă salut. Să trăiți! Am auzit Rapid și n-am putut ca să mă abțin. Așa, sunt un suporter rapidist și mă mir și mă întreb cum un patron, te numești patron, pe patron, înseamnă că ai bani, ai forță. Nu poți să plătești o amărâtă sumă pentru tine de 50.000 de euro la nivelul unui club, ca să scape o dată de porcăria asta. Dar Rapidul a fost mereu în situația asta, cum vă explicați? Numai patron de ăștia am avut, de la domnul Copos încoace, care într-adevăr era patron, era și potent, avea bubele lui așa cum avea, dar oricum era patron, deci nu se compară cu ce am avut după. Da. În orice caz, la orice capitol sau orice nivel. Deci putem să scrie presa și oricine. Deci ca domnul Copos, noi n-am avut patron niciodată. Da, și Copos, să-și facă treabă acolo. Și Copos, când era vorba să dea câte ceva, mai bine ar fi luat decât să dea, nu? Da, dar nu știu cum făcea el. Bine, că n-a lăsat, vedem, mama noastră. Și vreau să vă spun, uite, sunteți cam printre singuri care aveți curaj să spune și asta e realitatea. Iordănescu e mare sterist, se vede clar. Deci el preferă să ia pe relicvele alea din campionatul Turciei, care joacă cu... pe unde joacă, în loc să ia pe tankul ăsta, panțelul ăsta, că eu, ca să spun așa și eu, să trai un fotbalist german, care e Denis Aribeg. Ce contează care ceva la deget? Aceți vă aminte că era un jucător la Atletico, un Asensi, care a jucat toată viața cu mâna bandajată și n-avea nimic. Păi iată, cel mai bun exemplu este Jimmy Vardy de la Leicester, păi, care a câștigat titlul de goalgetter în Anglia și titlul de campioană cu Leicester, jucând cu mâna fracturată din septembrie anul trecut.
Ce, dai gol cu degetul, dai gol cu mâna, ești tank, dom'le, ești reprezinți jucătorul unei echipe campioane care joacă la nivel înalt, deci eu sunt campion, iar ăla din Turcia, știi la cine mă refer, la Alde Sancu și la alălaltul micul de la Dinamo. Da. Joacă din Turcia, pe la adunături, că alea sunt adunături. Și al de mățel, și al de cățel, și al de ălălaltul, prin Germania, care nu prinde notul, care e prin B. Toate adunături. Asta e clar, e un stelist, un stelist de la notoriu, un ofticat, care, știți, care, un credincios ăsta, între ghilimele, un mincios, care tu știi să-ți dau o pâine, de nimic, s-au dus băieți, s-au dus oameni care se ocupau cu așa ceva, care se ducea pe la ăștia, mată, la vipuri, să... și știe care dă și care nu dă. O cărcit, un om de... Asta reprezintă echipa aia, doar la România, ăsta e antrenorul României. Antrenorul României. Asta se spune la astea oamenilor modești, oamenilor care vedem și noi fenomenul și care avem curaj să-l spunem. Că asta e realitatea. E un stelist, un stelist care nu se poate dezvăla de obicei, care trebuie să joace cu Stancu, cu Hancu, cu toți aia. Cu Adi Pop, auzi. Păi cu ce merită Adi Pop în fața lui Alibec? Spuneți dumneavoastră. Da, asta e sigur. Orice selecționer până la urmă e subiectiv. Asta este o discuție veșnică. Nu sunt apărător nici al lui Denis Alibec, nici al lui ăla, dar văd și o realitate. Ei răspund de rezultate. Sigur, deocamdată lui Iordănescu i-a ieșit, la Euro sigur nu o să iasă, pentru că ăsta e lotul de care dispunem în fotbal, nu se întâmplă miracole decât foarte rar. Și după aia va fi tras la răspundere și poate chiar spânzurat. E și puțin și pe spinarea lui Pisurcă, fiindcă a adunat niște puncte importante cu echipe bune. Bine, da, că până la urmă Petrici să spună că i-a dat urcii. Bineînțeles, nu? Pițurca a adus și tragerea la sorți, evident că e și mâna lui, duhul lui, dacă nu. Dacă pornea de la zero, de la început, poate nu ajunge acolo. Da, mă rog, asta nu mai contează, întrucât rezultatele până la urmă l-au confortat în poziție. Este selecționezul României, nu? Și, nu? Așa zicea, așa zicea Pițurcă. Ce credeți că Pițurcă știe? Deci noi ăștia mai amărăți care suntem, care am mai stat și noi prin Germania, mai plude, mai rupem câte ceva. Dar ăștia mai nimic, mai oameni care ne reprezintă. Iordănescu, dar la ce îi trebuia limbă străină când își construia casele pe la marginea Bucureștiului? Pentru ce îți trebuie limbă străină? Să înjur niște muncitori? Asta e tot ce a făcut în viața lui. Și-a ridicat case și că așa fac toți. Nu stă unul într-un apartament. Eu nu înțeleg de ce. Nu stau. Sigur. Nu, ăștia trebuie să-și mai ușine. Nu avem noi mentalitatea occidentală și aveți care sunt totuși modești, așa cum sunt, care circulă pe biciclete. Vezi, unii sunt chiar prim-miniștri și merg cu bicicleta la domnici. Sunt printre oameni, sunt oameni. Nu, la noi... La noi, cum au ajuns undeva, cum e, cum te strivesc, cum te desconsideră pe ăștia, alții, suntem niște grândași pentru ei. Da, evident. Adică nu mai le ajunge nimeni la noastră, știți? A zis că așa sunt toți. Toți marinoși, politicieni, senatori, toți. Cum ajung undeva, cum ei sunt Dumnezeu, ei sunt, nu sunt nimic pentru ei. Și noi îi mergem ca proști să-i votăm. Da. Dar mine, asta nu fac politică, vorbeam de Budescu. Să rugați să, așa am înțeles, nu? Iordănescu s-ar fi rugat de Budescu să vină la meciul cu Mă rog, asta spune Budescu. Iordănescu va nega. Dar oricum e jucător bun, deci merită să fie măcar în lot. Adică să le iau, mă, de ochii lumii, să nu-mi sară. Am să fiu un antrenor diplomat, nu să fiu da, un... evident că merită. Să pe mine, că să se vadă clar pe fața mea și toți oamenii să mă arate cu degetul. Păi, bă, dar erau jucători a echipei campioane, bă, trezește-te. Nu lua tu mie ciurucuri de la echipe care n-au stofă de campioni, care... Deci eu cel mai bun. Că oricum mă duc acolo și mă fac de râs. Că o să mă arate toți cu degetul. Nici o echipă din vestul Europei sau o echipă puternică cu ștar nu cere ca să joace cu noi meciuri amicale. Cu ce jucăm? Cu Congo? De se vede clar cu ce jucăm. Am jucat cu Italia și cu Spania totuși în mandatul lui Tata Puiu. Cine știe ce recompensă trebuia să primim noi pe acolo și ce să... N-a venit Argentina să joace cu în mandatul lui Mircea Sandu? A venit pe bani grei, domnule. Sigur, pe bani grei, Argentina... Noi nu cunoaștem noi de desubturi. Bineînțeles, dar au jucat. Danemarca a venit. Dar nu au vrut ele să vină. Nu te-au solicitat ei. Asta este. Domnule, solicit să joc cu România, că este o... Nu, păi, dar nu avem de ce. Deși noi în clasamentul FIFA v-ar spune
tata Puiu m-a împleticit așa cum vorbește el. În clasamentul FIFA suntem unde? Pe 7-8. Suntem una dintre cele mai mari națiuni din fotbal. Joacă clasamentul FIFA pentru tine, să ești cu Franța, stai fund în poartă, o să te chinuiești cu Elveția, te bate șmecherește și o să ne cucăim cu Albania. Sperăm să fie așa. Sperăm să fie așa. Da, și cum a spus Mircea Sandu, nu e o mare, până la urmă, cine știe ce facem, noi că ne calificăm într-o grupă, de unde se califici trei echipe. Și cu cine? Cu o altă echipe de etapa noastră. Elveția, Albania... No, Elveția nu-i de... Elveția nu-i de etapa noastră. Sunt net superiori României. Bun, mulțumim! Sănătate, domnule! Mulțumim, toate bune! Da, așa stau lucrurile, dar o să vedem la Euro. Încoată, logic ar fi ca echipa României să facă de râs acolo, să nu marcheze, spuneam, mai mult de un gol, asta pentru că am nimerit cu Albania, care este cea mai slabă echipă de la Euro, fără discuții, n-are absolut nimic național Albaniei, deci acolo poți să dai, că ești într-o zi bună și Bogdan Stancu poate să marcheze cu Albania. Asta e o realitate. După care, nu, Elveția nu e de naționala. Elveția a fost peste naționala României, aș spune, în toate timpurile. Elveția a avut o echipă imensă în fotbal în anii 50-60. După care vă reamintesc că la cel mai bun campionat mondial făcut de naționala României din istorie, în 94, în Statele Unite, ne-a bătut cu 4-1 Elveția. Le-a dat Hagi de la Gara de Nord, dar ne-au dat 4 ei. Elveția nu-i de nasul nostru. Noi, care nu știm fotbal, pretindem că am fi la nivelul Elveției niciodată, chiar dacă ei au o echipă plină de albanezi. Dar sunt peste noi. Până una alta, sunt peste noi și astăzi, când finala Europa League se joacă la ei, nu la noi. Da? Deci cu Elveția, dacă scoatem un punct, e mare Iordănescu. Va trebui să pupe crucile cam începând din seara asta, ca să scoată un punct cu Elveția. Ajungem la finala Europa League, Liverpool-Sevilla. Englezii sunt favoriți la pariori, ceea ce mi se pare normal. Liverpool este o echipă superioară Sevillei, asta spun și eu. Este mai echipă decât Sevilla, în orice caz. Într-un astfel de eveniment, Liverpool este favorită. Cota e bună, 2.30. Sevilla are undeva la 3.45. Deci este dubla deținătoare consecutivă a trofeului. Sevilla este outsider în această seară la Basel, într-o partidă care salvează cu adevărat sezonul uneia dintre aceste două echipe. Învingătoarea va participa în Champions League în sezonul viitor. Sevilla a mai trecut prin această situație anul trecut, când a câștigat Europa League și a reușit să pătrundă în grupele Champions League fără să fi reușit acest lucru din campionatul intern. De altfel, Sevilla a terminat pe 7 în Spania, iar Liverpool pe 8 în Anglia. Sezonul în Premier League încheiindu-se cu adevărat aseară după victoria lui Manchester United 3-1 cu Barnemas. O victorie logică a oamenilor lui Van Gaal, care au condus cu 3-0. Smalling și-a dat autogol în minutele de prelungire. A fost o partidă amicală, pentru că Manchester United trebuia să bată la 18 goluri diferență ca să mai joace play-off-ul Champions League. A terminat pe 5 United, n-a putut mai mult Louis van Gaal, la 15 puncte de liderul Leicester, campioana Angliei în acest sezon. Asta a făcut van Gaal, care va rămâne antrenorul United sezonul viitor, așa cum vă spuneam și zilele trecute. Sunt mai bine informat decât toată presa românească la un loc. Asta e. Astăzi s-a confirmat acest lucru. Louis van Gaal este antrenorul Manchester United și în sezonul viitor. Doar dacă, sigur, intervine ceva, cade un meteorit peste oraș și peste casa lui Louis van Gaal. Altfel nu. Trebuie José Mourinho să-și găsească o altă ocupațiune. Cea de antrenor la Manchester United pare să nu fie de actualitate. Van Gaal mai are încă 3 ani de contract, fraților. N-ai cum să-l dai afară. Nu poți să-i plătești 3 ani. Este exclus acest lucru și încă o dată nici cei de la Manchester n-ar prea vrea să-l aducă pe Mourinho, care unul la mână e mai scump decât Van Gaal și doi la mână nu mai este de actualitate.
El era un antrenor interesant dacă Van Gaal era la sfârșit de contract și dacă José Mourinho cerea cât cere Van Gaal. Atunci era ok. Semnai 2 ani cu el și asta e. Clar că dacă lucrurile stăteau așa, Manchester United ar fi acceptat pe Mourinho. Pentru că Van Gaal, după un astfel de sezon, nu merită să rămână la United. De altfel, chiar el a recunoscut că sezonul este ratat. Sigur, urmează finala Cupei Angliei, sâmbătă. Manchester United, Crystal Palace. O formalitate pentru Manchester United, așa cum era și meciul cu Barnemouth. O victorie care se desenează, însă, când ești antrenor la United, nu te salvează o finală cu Crystal Palace. Hai că poate te salva o finală cu Manchester City, poate te salva o finală cu Arsenal, poate te salva o finală cu Liverpool, pe care s-o câștigi de o manieră electrizantă. Manchester United joacă unul dintre cele mai urâte, să zicem, jocuri din fotbalul actual. Deci este unul dintre cluburile cele mai plictisitoare. Aproape că nu te poți uita la ei. Deci nu se vede mâna lui Van Gaal acolo. Dar ne întoarcem la Liverpool, care ne interesează astăzi mai mult. Asta era o paranteză menită să încheie sezonul în Premier League. Odată cu această partidă s-au terminat toate cele 5 mari campionate. Deja ne frecăm mâinile că ne pregătim de lansarea noului sezon, de calendarul competițional 2016-2017. Astea sunt lucrurile care ne interesează, vă spuneam, mai mult decât călătoria în sine, adică mai mult decât competiția propriu-zisă. Aceste perioade propice tuturor zvonurilor, tuturor glumelor, cioacelor și posibilităților. Liverpool a încheiat pe 8 campionatul, la 21 de puncte de Leicester, dar este favorit astăzi să intre în Liga Campionilor și să le depășească pe West Ham, Southampton, United și chiar Manchester City. Pentru că acest succes în finala Europa League îți permite să te califici direct în grupele Champions League. Deci Liverpool ar fi pe același picior cu Leicester, Arsenal și Tottenham. Urmând ca Manchester City să mai joace 2 meciuri. Dacă vrea să ajungă acolo, Liverpool e mai aproape de Champions League decât Manchester City în momentul de față. Sigur că și Sevilla este într-o situație asemănătoare, ea știe cu ce să mănâncă Europa League, a câștigat-o de 2 consecutive, ar fi a 3-a victorie la rând, ceea ce nimeni n-a reușit în istorie în această competiție. Locul 7 pentru Sevilla, o situație într-adevăr modestă pentru clubul andaluz, care însă este și el în așteptarea unor zile mari, magice chiar. Vă dați seama ce ar însemna pentru Sevilla să câștige diseară a 3-a oară la rând Europa League și duminică au finala Cupei Spaniei cu Barcelona. Sigur, pentru ei contează mai mult finala Europa League. Evident, este un trofeu mai important, te duce în Liga Campionilor, pe când Cupa Spaniei nu te duce decât în Europa League, dacă o câștigi. Oricum, Sevilla este calificată în Europa League de pe locul 7 în tururile preliminare. Deci dacă ia bătaie și cu Liverpool și cu Barcelona, oricum joacă în Europa League. Asta n-are nicio importanță, dar nu mai sus, dacă nu câștigă a doua competiție europeană astăzi. Sevilla a terminat aproape la 40 de puncte în spatele Barcelonei. Sunt 39 de puncte între Barça și Sevilla. Așadar, este o finală disproporționată duminică acolo. La fel cum și în Franța. De altfel, PSG-OM este cea mai disproporționată finală din istoria Cupei Franței, aș spune. Niciodată n-a fost un ecart atât de mare între două echipe. Da, o să vorbim despre asta la timpul potrivit. Cam așa stau lucrurile și în Spania, dar până atunci, totuși, în acest Liverpool-Sevilla e un echilibru mai mare decât în Barcelona-Sevilla. Asta pentru că Sevilla n-are decât o singură înfrângere în acest sezon în Europa League. Este o echipă care a gestionat perfect toate confruntările din momentul în care a început faza eliminatorie. Știe să facă lucrul ăsta. Problema e că Liverpool are o experiență mai mare ca și club
este un club mai important, așa, și a demonstrat în acest sezon că în meciurile pe muchie de cuțit este într-adevăr redutabil. Finalul sezonului a fost mai modest pentru Liverpool în campionat. Ultimele două rezultate s-au terminat la egalitate, 1-1 și cu Chelsea și cu West Bromwich. Au pierdut meciul ăla de la Swansea, dar asta probabil pentru că se concentrau mai serios pe Europa League. Nu le puteau face bine pe toate. Liverpool, dacă ar fi câștigat meciurile astea, termina campionatul pe 5. Mai sus n-ar fi putut, deci oricum nu mergea în Liga Campionilor pe baza campionatului. Ăsta face ca meciul să fie unul absolut ideal. Deci se întâlnesc două echipe care nu s-au calificat în Liga Campionilor, din campionatele cele mai puternice ale Europei. Este o confruntare între Anglia și Spania, adică primele două competiții de club europene. Și exact echipe specifice de cupă, echipe care știu miza și tensiunea unui astfel de moment. Deci aici nu merge cu diletanți. Domnule, ăia nu sunt pregătiți, nu e o finală de nivelul ăsta, disproporționată, care să încline balanța net într-o parte. Este meciul absolut pentru o finală de Europa League. S-a nimerit foarte bine. Bănuiesc că și arena din Basel este ideală pentru fotbal. Sunt convins că Basel are capacitatea de a organiza, de asta a și primit dreptul, de a organiza la superlativ o astfel de partidă. E confortabil pentru cele două echipe că meciul se joacă în Elveția, un loc sigur, unde nu există posibilitatea să miște nimeni. Este o finală în siguranță, mult mai mult decât la Milano, unde se va juca finala Champions League, între două echipe spaniole acolo. Poate să fie scandalul mai mare. Evident că suporterii lui Liverpool și poate și cei ai Sevilliei la ora asta încing orașul în stilul lor caracteristic, dar amenințări de alt nivel nu cred să existe. Deci este un meci într-adevăr de văzut, un meci de 5 stele ăsta, care orice ar fi, indiferent de rezultat, trăiește prin miza lui enormă, prin tensiunea asta. Nu trebuie să se marcheze 10 goluri ca să fie o mare finală. Miza este enormă pentru că învingătoarea ia cu 40 de milioane de euro, cel puțin mai mult decât învinsa. Despre asta e vorba, pentru că a te califica în Liga Campionilor dintr-o asemenea postură, adică o echipă din Anglia sau din Spania, 40 de milioane ei fără probleme, cu încasările la meciuri care sunt uriașe la nivelul ăsta. Ei nu câștigă cât câștigă francezii din market share. Sevilla câștigă jumătate cât ia OM din market share, de exemplu. Dar îi depășește la încasări. Pentru că un meci de Champions League la Sevilla este de două ori și jumătate mai profitabil decât un meci de Champions League la Marseille, de exemplu. Deci acolo, într-adevăr, chiar dacă Sevilla nu este o echipă de Liga Campionilor deloc, are trei meciuri în grupe acasă, care îi asigură stadionul plin, vânzări și încasări demențiale. Deci, ca la finalele de Liga Campionilor se vor duce băieții acolo. Pe când la Marseille stadionul ar fi jumătate gol la un meci anost de Liga Campionilor, unde lumea nu e interesată să vină să vadă pe campiona Cehiei sau a Poloniei sau pe nu știu cine, sau pe Ajax Amsterdam. Nu se duce nimeni. Deci n-ar fi interesul. Pe când în Spania, unde fotbalul este o religie, intră în cultura națională, o astfel de echipă nu ratează momentul. Deci ea umple stadionul de trei ori, face puncte și când a fost eliminată, Sevilla a avut 4 puncte, termina pe ultimul loc, ceva de genul ăsta, a adunat 4 puncte, ceea ce e mult în Liga Campionilor, chiar dacă vei fi eliminat, dar nu e obligatoriu nici asta. Poate să meargă mai departe, adică de pe poziția 3-a, nu, pardon, a fost ultima, a fost pe 3, că a fost vărsată în Europa League. Adună niște puncte, strânge bani, sigur, se împarte la 5, la cât se împarte la ei, că se duc deja 4 echipe în Liga Campionilor dacă prinde și Villarrealul din baraj. Pleașca se împarte la 5, nu la 2, cum e la francezi. De asta spuneam că OM ia mai mult
din așa ceva, dacă s-ar duce, nu mai e cazul, sau cine merge, Lyon, ia mai mult, dar ăștia-i fac cu încasările, ceea ce, bineînțeles, contează enorm, și cu premiul de participare, cu toate astea. Deci Rotund e la 40 de milioane fără nicio problemă pentru o echipă de genul ăsta. Ok, Liverpool are de unde să strângă bani, pentru că vine în această vară marea halcă din drepturile de televizare în Premier League. Dar totuși sunt sume care contează. Sume care contează, dacă era doar vorba de 10 milioane sau de cât îți asigură o prezență în Europa League, miza nu era atât de mare. Dar calificarea asta în Champions League, ideea mi se pare bună și iată că s-a demonstrat că este bună. Este a doua oară la rând când cele două finaliste nu sunt în măsură de a se califica în Champions League după rezultatele din campionat. Ceea ce, într-adevăr, face justificată această calificare în Liga Campionilor. Pentru că este o competiție lungă, mult mai lungă decât Liga Campionilor, Europa League, în tururile alea preliminare, și cu o competiție care se schimbă pe parcurs, are un traseu precum Transiberianul, da? Are o fascinație dintre asta aparte și până la urmă așa îi motivezi și mai mult pe jucători, pe antrenori, pe patroni, să le dai la sfârșit zăhărelul. Această participare în Liga Campionilor e indispensabilă pentru astfel de cluburi. Și asta deja de prin optim devenea o miză. Echipele din țările importante, cum era Tottenham, era Fiorentina, genul ăsta, poate chiar Shakhtarul unei Mircea, cine știe, se gândeau la această posibilitate, am asigurat Liga Campionilor, direct, nu mai merg prin baraje și pe nu știu unde dacă mă câștig competiția. Pauză și ne întoarcem. Unsprezece jucători din lotul de 28 convocat pentru cantonamentul României din Italia au lipsit miercuri, zice Digi Sport. Echipa națională a plecat așadar spre primul cantonament cu Denis Alibec, a cărui stare de sănătate rămâne o problemă cauza fracturii de care vorbeam la mâna stângă. Portarii Tătărușanu și Pantilimon, fundașul Moții, mijlocașii Prepeliță, Hoban, Maxim, Torjă și Sân Mărtean, plus atacanții Cașeru, Stancu și Andone, se vor alătura ulterior delegației tricolore. De altfel, nici selecționezul Angel Puiu Iordănescu n-a plecat alături de lot, fiind prezent la finala Europa League, care se sfășoară miercuri seara la Basel, în Elveția. Iată că era mai importantă finala Europa League pentru Iordănescu decât prezența în Italia, nu prea înțeleg. Adică ce, nu te puteai uita pe o plasmă acolo în Italia la sosire? Seara te aranjezi, îți luai și tu o șaormă, îți luai niște mititei, niște chipsuri, popcorn, ce aveai nevoie și te uitai la un televizor de la cu diagonala de un kilometru la... pe care îl cărau ai noștri, bineînțeles, în Italia, nu stăteai la mâna lor, doar îl băgau în priză acolo, transmit și italienii, nu pe vreun canal, finala Europa League, deci nu înțeleg pentru ce să te duci la Basel să vezi meciul ăla. Mai oricum, din el nu înțelegi nimic. Tu ești Iordănescu, da? Ce treabă are? A apucat acum, sau a reînceput Iordănescu să se uite la fotbal? Mă, parcă la un moment dat îl interesa mai mult politica. Eu țin minte că la un moment dat venise la noi la televiziune și m-am întâlnit cu el, era la protocol, venise cu domnul general și juca Steaua, era un meci de campionat și m-am dus la un moment dat și i-am zis, știți că a marcat Steaua, dă-i dracului, zicea Iordănescu, mai dă-i dracului că avem alte treburi de el, venise și stătea să uita la emisiunea unde apărea generalul. Nu-l interesa meciul. M-a întrebat așa din când în când, după aia văzând că i-am spus scorul, m-a mai întrebat odată sau de două ori cât a stat acolo, dacă s-a mai întâmplat ceva la fotbal. Deci asta ar fi întrebarea mea. Ce acum îl interesează fotbalul pe Iordănescu? Cum să te duci, bă, la Basel să
Sigur că vezi meciul dacă ești în cantonament cu echipa națională seara. Stai și tu, joci cărți mai puțin într-o seară. Te uiți la meci. Dar te duci, mă, cu ei. Asta e stilul lui Burleanu aici. Și în general e stilul românului. Să se ducă el la meciuri. Credeți că dacă finala era la Plovdiv, se ducea Iordănescu? Eu cred că nu. Ar fi zis că nu, e peste mână. Nu, n-are sens să mă... Azi, că oricum o văd. Văd după aia meciul, înregistrează cineva, primesc caseta și așa mai departe. Nu, s-a dus că era comod în Elveția, sigur că după aia de acolo se plimbă în Italia, e mai simplu așa. Avem un telefon. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Radu Ovidiu, sunt din Galați. Vă salut! Deci, vreau să vă spun un lucru referitor la participarea României la un nou final. Deci, bookmakerii s-au afișat deja poate pentru toate meciurile și dau 1.40 Franța-România. La ce? Franța-România, 1.40 pentru bookmaker. Pentru Franța, da. Da, deci este imens. Păi da, dar e ok, e o cotă totuși. Dacă, nu totuși, dacă ar fi fost bookmaker, deci eu dau 1.10 maxim. Nu știu, e un meci de deschidere, totuși au și ei da, niște exact, cifre acolo, în deschidere... Asta vreau să spun. Să deci, joacă altfel. În general, pe la mondiale, pe la europene, asta e, meciul de deschidere se termină ca mix. Da, în fine, pe lângă asta să vă spun ceva, 1.40 e o cotă bună pentru ăștia care mizează în Pantelimon, domnul, nu pentru pariori. Exact. Deci un parior serios nu joacă mize de 1.40, exact. Așa că stați liniștit, asta nu e o cotă. Asta e bună pentru românii noștri care bagă 2 lei și o să spună că e cotă mare, așa face și chivulete. Cotele mari sunt alea de la 1.80 în sus. Exact. Ce cotă e asta? Adică aveți impresia că cineva joacă 10 milioane pe o cotă de 1.40, 10 milioane de euro, nu de lei. Mai sunt proști, domnul Radu. No, dar nu pe cote de-astea. Sunt proști, sunt destui. No, dacă chiar vreau să joc pe cotă, joc X, Franța-România, da? Poftim. Aia e cotă. Atunci merită să bag niște bani, că bineînțeles cota e peste 3.50. Da? Da, da. Bă, așa, nu ce să fac cu 1.40? Ai 4, peste 4 ai. Bun, atât mai mult. Deci, pe mine nu mă interesează cotele de 1.40. Sunați-l pe chivulete pentru astea. Exact. Și ne bate Elveția din Europa în două, care are 1.92 să ne bate Elveția. Nu. Cu Albania, Dumnezeu, cum e la? Aia e o cotă bună, dacă are 1.92 Elveția să ne bată. Păi da, în handicapul te duce spre 4, 3.70, 3.80. Foarte bun, alea-s bune, da. Exact. Și cu Albania Dumnezeu cu mine, deci cred că ne căpăță și ea. Nu, eu zic că îi batem pe Albania. Îi batem, tata Puiu, geniul tata Puiu, nu, îi facem pe albanezi. Albania e lamentabilă, nu ne pune probleme. Să joacă totuși în Franța, terenul e de calitate bună, nu vom juca într-o mâzgă din aia, nu știu pe unde, în Balcani. No, va fi atmosferă de euro, joacă-i, nu știi, serios cu Albania, îi facem. Și apropo de... Avem apărare bună, vă reamintesc că genul ăsta de adversar l-am întâlnit în preliminarii și nu ne-a dat gol. Noi știm să jucăm cu echipe din astea. Cine e apărare bună? România, cea mai bună apărare din preliminarii. Irlanda din Nord? Da, păi și ce credeți că Albania e peste Irlanda de Nord? E peste Ungaria? S-ar putea. Nici peste Finlanda nu e în momentul ăsta. Nu, noi știm să jucăm cu ăștia. O să vedeți că îi batem pe albanezi. Asta e specialitatea lui Puiu. Da, și merg pe ideea că va rămâne ultima victorie a fotbalului românesc la un turneu final de campionat european. Dar nu știu dacă ne vom mai califica. Păi asta e. Apropo de meciurile amicale, care, pe cuvântul, vă dau cuvântul meu de onoare că le-am prins pe toate pentru că știam că erau aranjate. Deci în momentul când tu dai bani ca să, așa, obligat, e acolo au ajuns ei pe locul 8, acum sunt de pe 16, 17, 18, nu mai știu. Dar așa au ajuns ei pe locul 7-8, prin amicale trucate. Da. Nu știu, chiar au fost toate trucate, dar mă...
Da, toate. Dumneavoastră nu aveți mie ce să-mi ia. Vă dă judecată dacă spuneți pe post. Dar mie ce să-mi ia. Praful de pe tobă. Nu mă dau în judecată, dar nu ne-am gândit să fiu, de ce să fi trucat amicalele. Cu cine adică am trucat? Ca să urcăm, vreți să spuneți de ăla cu Spania, da? Că a fost egal... Și cu Argentina și cu Spania și cu Danemarca, vă dau... Da, cu Danemarca nu aș fi așa. Sigur, cu Spania, într-adevăr, se poate zice că ăia n-au venit interesați. Adică cap de serie. Cât mai în pas, să-l atrage la sus pentru următoarele. Da, e o discuție, da. Sigur. A plecat de la Mircea Sandu și a continuat și cu Burlea, nu nicio problemă. Bun, mulțumim de intervenție. Sănătate. Trăiți. Avem așadar două meciuri amicale. Amândouă vor fi pe DigiSport 1 înainte de dezastru de la campionatul european. Dezastru și pentru canalul RCS-ului, care nu va mai transmite nicio partidă. Da, ia caimacul în orice caz cu aceste jocuri amicale, cum se va întâmpla și cu tururile preliminare din cupele europene, și sigur că e foarte bine pentru telespectator. Cu Rede Congo săptămâna viitoare pe 25 mai și apoi cu Ucraina pe 29 mai. Cele două meciuri utile, bineînțeles, cum se spune la noi, meciuri de calificare pentru Euro. Deci lotul a plecat așa cum a plecat, cu un singur portar, Silviu Lung Junior. Alexandru Chipciu, sărbătoritul zilei, astăzi am plinit 27 de ani. Înainte decolării spre Italia, a postat pe contul său de Facebook o fotografie, că o vedem și aici, toți sunt la fel. Stăm la masă cu Nicușor Stanciu, cu Adi Popa, cu Pintili, cu Toșca, cu Vlad Chiricheș. Toți sunt exact la fel, zice că sunt frați. Arată exact la fel. Bun, sigur că pe Vlad Chiricheș îl recunoaștem din imagine. Ceilalți, hai să zicem că sunt din același lot. Da, din același lot. Practic au crescut în același box palet. Încă o dată avem sub nas lotul naționalei pentru campionatul european. Lot deocamdată nedefinitivat. Pentru asta va trebui să așteptăm cele două jocuri amicale, unde se mai pot întâmpla multe. Data limită fiind 31 mai la miezul nopții pentru depunerea acestor liste. Meciul cu Republica Democrată Congo va avea loc la ora 21 la Saint Vincent în Italia. Este o zonă aproape de frontiera cu Franța, de asta are denumire franceză, în Alpii italieni, dar în apropiere de frontiera cu Franța. Acolo se va juca meciul cu Congo, iar cu Ucraina se joacă pe 29 mai, cu o zi înainte de finalul cantonamentului. Meciul are loc de la ora 20:30, cel cu Republica Democrată Congo de la ora 21. Ăsta nu se spune pe ce stadion e meciul cu Ucraina, dar mai e până pe 29, mai sunt 10 zile practic până atunci. Altă informație, Platini încă n-a demisionat oficial de la președinția UEFA. Alegerile vor avea loc pe 14 septembrie. Deci până atunci postul este ocupat interimar de către Angel Maria Iar, președinte senior în momentul de față la UEFA. El va exercita însă atribuțiile unui președinte plin în timpul turneului final al campionatului european. Deci o să-l vedem pe Angel Maria Iar, nu o să mai vedem desigur pe Platini, care are o suspendare definitivă de 4 ani confirmată de tribunalul de la Lausanne, de către TAS. Deci el nu va fi prezent în calitate de oficial la Euro, Michel Platini, va fi Kibitz dacă vrea să meargă la meciuri. Spaniolul este de altfel prezentat ca principalul favorit la alegerile din 14 septembrie, ca așa în fotbal. La fel s-a întâmplat și cu Gianni Infantino la FIFA. Odată ce a căzut candidatura potențială a lui Platini, brațul lui drept, și anume elvețianul Infantino, era marele favorit. Așa s-a și întâmplat, el a câștigat. Nu vor fi deci mari surprize. O să ajungă UEFA mai rău decât acum, pe mâna acestui șnapan
Angel Maria Iar, unul care trăgea sfurile mare amic și cu Mircea Sandu, care trăgea sfurile nu ca Platini. Platini s-a mulțumit cu puțin la UEFA, dar a fost victima acelui tăvălug, acelui bulgăre de zăpadă, care la un moment dat, țineți minte, afectase la greu instituțiile europene și mondiale, așa cum s-a întâmplat și la noi. Că și la noi, ca au făcut Mircea Sandu și cu Mitică Dragomir, au căzut cam deodată. Așa s-a întâmplat și la ei. Platini și Blatter au căzut cam deodată. Sunt legate cu un fir destul de gros și vizibil, cele două instituții. O decizie pe care sigur nu mai poate nimeni contesta. Așa a fost să fie, e mai bine să se schimbe din când în când conducerile în astfel de instituții. E un lucru bun pentru fotbal, doar la suprafață, sigur, pentru că a schimba conducerea nu înseamnă neapărat prosperitate, nu înseamnă neapărat niște idei mai clare, dar măcar e bine că nu mai sunt cei vechi. Contra și Andone sunt primii doi favoriți, scrie Digi Sport, pentru a-i lua locul lui Rednic la Dinamo, adică nu s-a schimbat nimic, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, Rednic nu va mai fi antrenorul lui Dinamo, în proporție de 90%, după părerea mea, indiferent de ceea ce a declarat el aseară după terminarea partidei. Variantele sunt firești, astea cu Contra și cu Andone. Bun, Andone în locul Rednic e deja vu, să zic așa. Asta cu Contra ar fi mai interesantă, pentru că este totuși un antrenor din nou val. Spre deosebire de Andone, Contra a operat în prima ligă spaniolă și ar fi mai interesant dacă tot se ajunge la un nou antrenor. Asta cu Andone e fumată. Am tot văzut-o la Dinamo. Metodele lui Andone nu mai sunt în raport cu ceea ce ar trebui astăzi în fotbal. Sigur că ele merg cu fotbalul românesc. Evident că poți să faci față cu metodele astea încă o vreme la noi, dar nu pregătești, cum s-ar zice, viitorul. Așa, deci conducătorii lui Dinamo au purtat discuții cu mai mulți antrenori, însă așteaptă ca Rednic să-și rezilieze înțelegerea pentru a anunța viitorul tehnician. Strâmbu nu se pregătește să plece, pentru că mai are contract până la 30 iunie. Bun, asta e firesc. Dar poate și el să plece, spunându-le ălora că bă, până la 30 iunie să mă plătiți. E logic. Și atunci nu vă mai pun probleme. Dacă nu se întâmplă așa, atunci asta e, să aștepte 30 iunie că e la sfârșitul contractului. Dar logic ar fi, nu? Să se înțeleagă de acum, Rednic să-și obțină bănuțul până la 30 iunie, că mi se pare normal, aici nu mai poți acum să zici că nu-i dai banul. Pentru că așa se face contractul. Tu știai că el termină sezonul odată cu finala Cupei României, adică pe 17 mai. Dar campionatul era deja încheiat, sezonul nu putea să dureze mai mult. Contractul se semnează până la 30 iunie, așa e în fotbal. Deci el câștigă o lună absolut degeaba, dar așa e peste tot. Deci asta nu este nimic ieșit din comun, nu există niciun antrenor să fie plătit până pe 21 mai, să zicem, sau până pe 18 mai, cum e cazul lui. E făcut până pe 30 iunie ca să fie rotund, cum s-ar spune. Dar dacă sunt băieți deștepți, el vine și spune, domnule, ca să nu pun bețe în roate, că să mai câștigă un pic de timp pentru club. Timpul e prețios în fotbal, mai ales în momentele astea, când ai de planificat cantonamente, lot, strategia pentru sezonul viitor, ca să nu-i penalizez. Uite, am înțeles, am discutat 2 ore la masă cu Negoiță, i-am spus că plec, mă plătește până pe 30 iunie, eu nu mai sunt antrenorul lui Dinamo. Îmi iau banii, bineînțeles, până atunci, dar aia nu-i problema mass media, o să-mi treacă în cont. De astăzi el poate să numească oficial nou antrenor, că nu mai există incertitudine asta. Șansele ca Rednic să continue la Dinamo și în campionatul viitor sunt aproape nule, spun cei de la Digi în sfârșit. Tehnicianul a ratat toate obiectivele echipei în acest sezon, iar relația pe care are cu patronul Negoiță și cu jucătorii nu mai este la fel de bună. Asta a fost mereu
în toate situațiile, în cazul Strâmbului. Doar suporterii sunt cei care au încredere în continuare în actualul antrenor al lui Dinamo, că au strigat numele în mai multe rânduri la finala cupei. Bun, asta pentru ceea ce vă spuneam și eu de atâta timp, că Rednic sigur reprezintă un gaj pentru Dinamo, clar. Adică dându-l jos, trebuie să știi că o iei de la zero, punându-l pe Rednic în continuare antrenor, prelungindu-i contractul, să zicem, pe încă 2 ani, nu o iei de la zero. Asta e diferența. Da? O iei de la zero cu oricine altcineva, chiar dacă vine Andone și a mai antrenat pe Dinamo în mai multe rânduri, tot o iei de la zero, pentru că situația e diferită de la ultima sa venire, și cu toți ceilalți la fel, asta ar fi câștigul cu Rednic. Da, sigur, sunt și puncte negative, pentru că Puriu, odată ajuns într-un loc, el își degradează relația în fiecare zi. Deci, sigur că tu nu mai ești în același moment ca atunci când el a semnat. Peste 3 ani e bun să revină la Dinamo, 2-3 ani. Dar în momentul de față, relația lui, sigur, este în impas, că așa a procedat toată viața lui. Contractul Strâmbului expiră la 30 iunie, însă la reunirea echipei, care va avea loc la jumătatea lunii iunie, va fi mai mult ca sigur un alt antrenor. Bă, evident, asta și trebuie făcut, de asta ziceam că logic ar fi să accelereze procesul. Din respect pentru fostul său coleg de echipă, Ioan Andone a afirmat că s-ar întoarce la echipa sa doar dacă Rednic va pleca. Păi, bun, e plecat deja. Cert este că ambii antrenori sunt mai scumpi decât Mircea Rednic, care a remunerat cu 7.000 de euro pe lună și urma să câștige 10.000 după semnarea noului contract. S-a grăbit un pic și Rednic aici, i-a forțat mâna lui Ionuț Negoiță, a vrut 14.000 de euro, ceea ce sigur un salariu decent pentru un antrenor la Dinamo, zic eu, dar s-a forțat, pentru că a avut discuția asta înainte de a se termina campionatul și înainte de a se juca finala cupei. Ori el a ratat în ultima etapă meciul cu Viitorul, i-a murit și omul pe teren și acum a pierdut și finala cupei. Deci a ratat în sensul ăsta obiectivele, pentru că dacă termina pe 3, era în viață Ekeng și câștigau finala cu CFR-ul 3-0 după 2-0 la pauză, Rednic era într-o poziție avantajoasă. Tu ca Negoiță ce spuneai? Știți, l-am dat afară că mi-a cerut 14.000 de euro. Păi, și suporterii? Păi, nu mergea. Păi îi spuneau suporterii și te luau de gulerul ăla scrobit. Ți-ar fi zis, bă, dar n-a bătut Steaua sezonul ăsta niciodată. A câștigat finala Cupei României la scor. A terminat pe podium în campionat. Cum să-l dăm afară? Deci nu prea aveai motive. Chiar dacă Strâmbu-și degradase relația. Dar acum, sigur că poți să o iei și așa, pentru că încă o dată rezultatele sunt cele care validează. Contract sau Andone n-ar accepta sub 10.000. Bun, dar 10.000 ca antrenor la Dinamo este sub cât câștigă un comentator de la Dolce Sport. Atenție, unul dintre grei. Cosmescu, Grădinescu, Enăchescu n-au mai puțin de 10.000 de euro pe lună. Deci stați să-mi zic, e logic să cer ca antrenor la Dinamo cât Bogdan Cosmescu, mă scuzați, faci și tu. Ești antrenorul lui Dinamo, măcar la responsabilitate. Cosmescu nu are nicio responsabilitate, el poate să spună orice prostie pe post. Nu are nicio responsabilitate. Antrenorul lui Dinamo totuși are cât de cât. A, bun, sigur, nu intrăm în clișeele astea că știu și eu că pierde 3 meciuri, îl dai afară și trebuie să-i plătești toți banii. Da, are responsabilitate, pentru că el răspunde în fața istoriei clubului și în fața carierei lui. Pentru că dacă îl dai afară după 3 meciuri în care n-a marcat, își va găsi mai greu un angajament, cel puțin în străinătate. Uite, Gâlcă a făcut tripla cu Steaua, da? S-a dus antrenor la Espanyol. Deci a profitat. Dacă îl dădea afară Gigi după 4 meciuri în care nu marca, și-ar fi spus, păi l-am adus pe Gâlcă de bilă. Nu-l mai lua Espanyol. Dar ar fi zis, a fost jucătorul nostru, dar nu și-a făcut mâna ca antrenor. Deci contează astea. Așa că 10.000 de euro este o sumă logică. Adică vă dau un sfat, distinși patroni. Apucați-vă de altele, dacă nu puteți să plătiți un antrenor la un club de genul ăsta cu 10.000 de euro pe lună. Apucați-vă de altele. De exemplu, de desfăcut conserve. Ne reauzim mâine.